trochę czasu. Tak, jo, musíš umat. Aj. Vej, čaj? A z terminát? No, už jsem tu jsem sandwich. Já jsem. Mám plekala servič, vopup. Pak. Tak jste zkonulý, když se rekomín vádu čeval von. Servič, žonár. Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Darek TV pe micul ecran și 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, iar pentru dumneavoastră, Reginul în direct. Vă reamintesc pe micul ecran Darek TV, Radio Galaxia, pagina de Facebook, vă stă la dispoziție pe internet, calculator, laptop, tabletă, telefon, absolut orice suport vă stă la dispoziție. Suntem live 100% și bineînțeles numărul de telefon 0365 100 116. PH-ul organismului, titlul emisiunii de astăzi, invitatul meu, domnul inginer Romeo Bărbuș. Mulțumesc, Romeo, că ai acceptat invitația și bun venit. Mă bucur că din nou sunt aici și cu un subiect extraordinar de interesant. Într-adevăr, telespectatorii și ascultătorii vor savura acest subiect. Voi începe cu două motouri, da? Din vechime, două monumente ale umanității, și anume, oamenii de rând trăiesc ca să mănânce și să bea. Oamenii de valoare mănâncă și beau ca să simtă că trăiesc. A spus-o Socrate. Iar cel de-al doilea, alimentele voastre să fie medicamente și medicamentele voastre să fie alimente. Un alt monstru sacru, Hipocrate. Și pentru că trebuie să intrăm în subiect, după aceste două motouri care poate puțin vă strânesc mirarea, au fost niște fenomene pe care oamenii au încercat să le explice în felul în care au știut ei, dar au născut foarte multe controverse. Și unul sau unele dintre aceste fenomene care au născut controverse sunt aceste ploi acide. Da, și aici vreau să fac legătura. E vorba de un motto, o afirmație de fapt a unui domn publicist, Norbert Tweedvine, care zicea așa: ploi acid a făcut vâlvă în urmă cu câțiva ani, omul acid va face în viitor. Ce înseamnă asta de fapt? Că noi avem aciditate foarte mare în organism. Asta este din mai multe cauze. În primul rând este hrana pe care noi o mâncăm. E vorba de hrană prelucrată, mult prea mult prelucrată. Și atunci, și chiar produsele de fast food sunt foarte acide. În momentul în care avem această hiperaciditate, de fapt, în organism, asta ajută, de fapt, să creeze în organism, și de fapt stările care ne le creează sunt stările de vlagă, morocănoș, da, și o stare de, chiar zicem la un moment dat că acel domn este acid, e prea acid, tocmai este, cum să spun, un tip. Exact. Da. Același autor spune că migrenele și reumatismul, cancerul, infarctul și multe alte boli, psihoze, nevroze, sunt însoțite de o aciditate crescută. Ca să intrăm în subiect, că de fapt asta am vrut să fac, o să discutăm practic pe trei subiecte. În primul rând, ce este aciditatea și alcalinitatea în organism, apoi ce efecte are și cum se manifestă, și o listă cu alimente și obiceiuri care creează în organism alcalinitate și aciditate.
Bun. Primul rând... Haideți să vedem ce e aciditatea și alcalinitatea asta în organism. Pentru că oricum noi simțim momentul în care ceva nu e în regulă. Da, e clar, clar. Practic, în natură, valoarea pH-ului, care da, de fapt, acea alcalinitate și aciditate, variază între 0, care înseamnă acidul clorhidric, și 14, soda caustică. Ambele valori sunt în afara zonei utile ale corpului nostru, adică, cu alte cuvinte, nu le găsim în corp. Da. Apa pură are un pH în jur de 7, iar este interesant, deci apa este neutră din punct de vedere, să zicem, al pH-ului, da, al alcalinității și acidității. În corpul uman găsim substanțe care, deci pH-ul de fapt din interiorul corpului variază între 1,2 și 3 pentru sucul gastric și 7,6-8,6 pentru secreția biliară. Dar valoarea este 7. Undeva la 7. Da, deci în mod normal noi ar trebui să avem acest pH în jur de 7 pentru a crea acel echilibru între acid și bazic. În momentul în care noi îngurgităm alimente de tip fast food care au o aciditate foarte mare, atunci este nevoie ca corpul să ridice nivelul de alcalinitate pentru a crea acel echilibru. Aici este marea problemă, pentru că sistemul imunitar care face acest lucru are nevoie de niște minerale ca să poată să creeze un fel de tampon. Exact, care să creeze această aciditate. Și de fapt folosește calciu și magneziu din organism. Și atunci vedem și înțelegem de ce foarte multă lume se prinde de osteoporoză, este iar o cauză. Da. Faptul că se consumă calciu și din oase și din toate și din celule și așa mai departe. Da, Romeo, mai e ceva ce vreau să punctez aici. Da. În momentul în care, mă rog, fiecare la rândul nostru, cred, mă rog, avem un la un moment dat o aciditate mai mare și iei ceva din farmacie, că la urma urmei nu sunt neapărat prescripție medicală, omul nu prea merge la medic pentru că are acid. Da, așa este. Și atunci iei ceva care e un fel de tampon la urmă. Revenim exact la acel tampon. Da. Ceva ce să echilibreze practic. Că da, nu știu cât reușește, te liniștește pe moment. Exact. Dar dacă tu continui cu același gen de alimente... Tocmai asta este. Noi vrem de fapt să ne schimbăm, dar să nu schimbăm deloc viața și modul nostru și obiceiurile noastre. Da, te rog. Unii oameni pot să devină prea alcalini, de exemplu, dar asta este o condiție temporară, deci trecem ușor peste, pentru că în mod normal la alimentele și majoritatea alimentelor, o să vedem la sfârșit, majoritatea alimentelor sunt acide și atunci automat trebuie să compensăm cu asta. Dacă mâncăm, de exemplu, prea multă hrană care sunt formate din acizi, există, am povestit, acel tampon. Deci e nevoie de acel tampon alcalin. Și atunci se produce o acidoză metabolică foarte puternică și această digestie incompletă care se face duce la un moment dat la constipație. Practic, ce se întâmplă? Toate canalele prin care se face eliminarea se înfundă. Și atunci automat ajungem la la constipație, la retenție în organism a acestor substanțe și în loc să avem un metabolism normal, noi avem de fapt o disfuncție. Da. Și o să vedeți, de fapt se și vede în țările dezvoltate, sunt foarte multe persoane supraponderale, tocmai din cauza că nu au acest sistem de digestie și sistemul metabolic de fapt este dat peste cap de hrana pe care o mănâncă. Ar trebui să fim mult, mult mai atenți la ceea ce mâncăm și în momentul în care să zicem sunt tentante produsele fast food, dar dacă avem un măr este mult mai... Dar Romeo, eu vreau acum să facem așa o paranteză și da, într-adevăr, dacă avem un măr, depinde fiecare ce fruct preferă. Dar vreau să spun că există oameni care se plâng de aciditate crescută mâncând struguri sau de la roșii.
sau de la castraveți, nu neapărat produse fast food. Acum, da, da, e ok, înțeles. Astea sunt principale, dar există și ale noastre tradiționale. De acord. Dar care trebuie pot provoca. Să combinăm. Tocmai asta aici este. Deci aici trebuie să combinăm alimentele, pentru că dacă o să ne uităm, de exemplu, tot așa pe internet, dacă dăm hiperaciditate, sau adică alcalinitate și aciditate, fructe, legume și așa mai departe, o să observăm că există diete echilibrate din punctul de vedere. Și atunci nu-i bine să facem cum să spun, abuz. Exact, abuz. Să facem abuz de una sau de alta. E bine să avem acel echilibru. Să creăm acel pH 7 din organism, care de fapt este cel mai important. Da. De asemenea, în momentul în care este, avem un dezechilibru al pH-ului în organism, deci este diferit de 7, înclină către parte acidă sau către parte bazică, alcalină, anumite microorganisme din corpul nostru, pentru că noi știm că avem foarte multe microorganisme, se dezvoltă. De exemplu, unele microorganisme se dezvoltă în mediu acid, altele în mediu alcalin. Automat, în momentul în care se dezechilibrează în organism acest pH, acele microorganisme se dezvoltă mai mult și automat ajută la îmbolnăvire pe o anumită... Da, și mai este ceva, dacă stăm să ne gândim în momentul în care ești agitat, ești stresat, bine, acum folosim cuvântul stresat, practic agitat, ai o anumită problemă, simți parcă, știi, așa, la modul normal, se exact, întâmplă, exact. Parcă ceva se rotește aici în stomac și parcă îți provoacă o aciditate, uneori, depinde fiecare cum reacționează, dar de obicei la agitat, nu, ceva nu e în regulă. Într-adevăr, deci unul din obiceiurile care crește aciditatea este și faptul că suntem prea stresați și prea agitați. Deci agitația creează de fapt aciditate. De asemenea, invers, partea de liniște, de meditație, de creează alcalinitate. Deci nu neapărat medicamentele, cât și stările, dar o să vedem, da, zic, o să vedem. Oricum a fost și Ziua Mondială a Păcii Interioare, da, sfaturile sunt aceleași. Mi-a plăcut foarte mult acest subiect. Seara sau dimineața, 5 minute, încercați să vă debarasați de tot ceea ce este în jurul vostru, încercați să vă liniștiți, să vă puneți gândurile, să lăsați pur și simplu ca într-o stare de transă, veți vedea cât de bine poți să te simți, să uiți puțin de grijile pe care le ai de zi cu zi, oricum vei reveni la ele, dar altfel, cu baterie reîncărcată, mult mai bine. Deci, exact. Apropo de, era doar o paranteză, dar e un lucru extrem de benefic. De asemenea, starea de aciditate din organism duce la oboseli cronice, duce la un sistem imunitar scăzut și posibilitatea de a te îmbolnăvi de boli destul de grave. Deci, cu alte cuvinte, scade rezistența organismului la aceste boli. Dar să vedem practic mecanismul care stă la baza echilibrului, de fapt, cum se produce acel echilibru în organism, cel care creează pH-ul 7, la nivel 7. La nivel 7. În mod normal, în corpul fizic există 4 elemente principale. Este, bine, în mare, în mare scheletul osos, celulele și 2 lichide, sânge și limfă. Scheletul nu avem treabă cu el, deci el este structura de rezistență a organismului, dar cele 2 lichide, vorba de sânge și de limfă, sângele aș duce mâncarea și de fapt ceea ce consumă celulele, iar limfa ia produsele de excreție și le elimină. E ok, până aici e ok. Deci, chiar și nou-născutul, de exemplu, da? Exemplu, are, pentru a crește are nevoie de 2 lucruri, să fie hrănit și să-i schimbe scutecele, clar, asta da, este. Da, sigur că da. Bun, deci, celulele, am zis, ca să poată să funcționeze, au nevoie de hrană prin sânge și detoxifiere prin limfă. Știm că sângele este ajutat ca să circule de inimă. În schimb, limfa nu este
Iar e un sistem cu ganglion și sisteme, deci vase limfatice, dar cel mai simplu mod de a face limfa să circule sunt exercițiile fizice. Și atunci înțelegem de ce dimineața, dacă facem câteva mișcări, parcă altfel ne simțim. Exact, și punem în mișcare limfa, care de fapt duce la echilibru pH, la excreție în primul rând, și atunci automat putem să ne simțim mult mai curați în interior. Bun, după care urmează omul modern și acea cafeluță, să mă rog, la ce e. Da, din păcate asta e situația. Bun, o scurtă pauză și revenim, pentru că noi încă nu ne cunoaștem pe noi, nu știm ce este în interiorul nostru și bine ca din când în când să aflăm informații. La urma urmei, ne naștem cum ne naștem și în momentul în care dispărem, asta e situația, tot cu puține informații. Oricum am avea foarte multe de învățat, de acumulat, dar timpul fizic pe care Dumnezeu ni l-a dat pe pământ nu ajunge niciodată nimănui. Pauză și revenim. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Tare Ghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Revenit, Reghinul în direct aici la Dare Ghin TV pe micul ecran, live 96,3 FM Radio Galaxia, bineînțeles pagina de internet vă stă la dispoziție, pagina de Facebook, Dare Ghin TV, absolut de pe orice suport ne puteți urmări live 100% și numărul de telefon 0365100116. Sunt Ghiță Zileru, dacă nu mă cunoașteți, prietenul meu Romeo Orbuș, domnul inginer Romeo Orbuș este invitatul meu de astăzi, vorbind despre pH-ul organismului, este un lucru extrem de interesant, apropo de alimentație, ce mâncăm, cum mâncăm, nu numai produsele de fast food, depinde, dacă nu creăm acel echilibru necesar în consumul de hrană zilnică, vom avea întotdeauna probleme. De asemenea, stresul provoacă probleme, agitația provoacă probleme și începând de la hiperaciditate, eu știu, de la tot felul de stări în care omul nu se simte confortabil, da? Și trebuie să ajungem la sânge, pentru că sângele este principalul element din corpul nostru, cel care duce alimentele, practic, tuturor celulelor din organism. Și să nu uităm stările de, eu știu,
în momentul în care nu ești chiar ok, îți provoacă și moleșeală și ești un om mai așa, mai acid, mai acru, să spunem, da? Un om care suferă din acest punct de vedere devine el însuși acru. Te rog, domnule. Deci am zis că sângele are un pH 7,35, 7,45, că așa a fost el creat. În momentul în care se dezechilibrează acest pH, organismul are nevoie de 4 minute pentru a se echilibra. Dacă nu se echilibrează, corpul moare. Vă dați seama că acest echilibru îl face sistemul imunitar. Pentru a se echilibra, sistemul imunitar are nevoie de niște elemente alcaline. De ce? Pentru că, o să observăm, cel mai puțin induc aciditate în organism, legumele și fructele proaspete. În momentul în care le fierbem, le procesăm un pic, deja le crește aciditatea. Iar în momentul în care le gătim, exact, crește foarte, foarte mult aciditatea. De asemenea, proteina animală are o aciditate foarte mare. Alimentele super procesate, dulciuri, o aciditate extremă au. Lucruri pe care noi nu le simțim. De ce? Pentru că tocmai sistemul imunitar asta face. În momentul în care noi ne facem această plăcere, practic, da? Nu știm că dacă am ști... Că ne facem rău, de fapt, dar și dăm de lucru organismului. Exact. Practic asta e. Exact. Îi dăm de lucru. Da. Numai că plăcerea aceea de... Și eu mai vreau să spun ceva, mă leg de un subiect să nu mă înțeleagă nimeni greșit, apropo de cafea, da, dimineața, deci, consumând-o, corpul încă reușește să lupte. De aceea, vedeți, altfel reacționez dacă beau cafea după masa sau seara, alte efecte are asupra corpului. Total, diametral opus față de ceea ce e dimineața. Gândiți-vă doar așa, în decursul zilei, în momentul în care abuzați puțin și mergeți la a doua sau la a treia cafea, sau nu e dimineața. Vedeți că e altă stare. Dar dimineața reușești să te echilibrezi și simți că îți face bine. Deși da, e de lucru organismului, da. E clar. Deci am zis că toate aceste alimente pe care noi le consumăm sunt acide. În mare parte. Pentru a echilibra în organism, deci pentru a echilibra pH-ul, avem nevoie, deci sistemul imunitar are nevoie de alcalinitate. Alcalinitatea de unde? De la calciu și de la magneziu, pe care le ia din oase, automat. Și din cauza asta, structura osoasă în timp se duce. Da. Și dinți. Și dinți, corect. Și dinți, iarăși. Corect. Se duc. Și da, dantura. Da, așa este. Dar unde se duce această aciditate? Culmea, organismul o pune pe celule. În mod normal, celula este alcalină și ea este într-un mediu aerob, adică cu oxigen, și fiecare celulă își produce energia prin mitocondrii. Mitocondriile sunt niște uzine, practic niște elemente din celulă, care produc enzimele oxidoreducătoare necesare respirației. În momentul în care organismul aruncă aciditatea pe celule, atunci automat celula are două variante. Ori se transformă, ori moare. Normal că nu. Deci se va transforma. Se va transforma. Automat. Și atunci ce face practic celula? Se transformă producându-și energia prin fermentație. Și atunci devine o celulă canceroasă. Totdeauna bănuiesc că și tu te-ai gândit, da, domnule, absolut, de unde poate proveni cancerul? La de fapt, din celulele noastre, care la un moment dat se transformă. Și de aceea se spune că e ca un fel de loterie la urma urmei și că fiecare avem în corp, e undeva asemănător corpul fiecăruia dintre noi. Mă rog, e unic, dar asemănător, da. la urma urmei, doar că la cineva se poate declanșa, deci celulele pot să, în transformarea lor, să ducă spre cancer, la unii nu. Depinde exact cât rezistă și cum se întâmplă mai devreme, se întâmplă mai târziu sau deloc. Exact. Da, deci depinde, am da. Zis, corpul da, nostru este logic, ajutat da. La un moment dat, ajutat, de fapt nu ajutat, corpul nostru fabrică aceste celule canceroase prin modul, prin felul, prin starea noastră, prin ceea ce introducem noi în organism. Da, și practic Dumnezeu a creat omul ca un fel de uzină, că la urmă exact, e exact, uzină, este o da, uzină incredibil, imensă. Incredibil, și incredibil, da, de bine da. Pusă la punct. Da. Doar că na, noi contribuim la... Sunt niște mecanisme care echilibrează și tocmai asta e, sistemul imunitar asta face. Deci, practic, în corpul nostru
chiar există celule canceroase în fiecare moment, între 1000 și 10.000 de celule, dar sistemul imunitar prin globulele albe reușește să elimine aceste celule. E, ce se întâmplă în momentul în care, am zis că partea interesantă e că celulele au inteligență proprie și în momentul în care devin acide, ele, ca să nu fie depistate de către globulele albe, se îmbracă într-o tripsină, așa e zice, este o enzimă numită tripsină care învelește celula. Ce face această celulă, practic? Reușește să nu fie detectată de către sistemul imunitar și atunci, practic, începe să se dezvolte. Bine, de când a început și până când este gradul 1, practic, sau nivelul 1 de cancer, cam 10 ani trec. Deci e destul de mult timp în care organismul de fapt își fabrică sau se fabrică. Luptă, dar în același timp se fabrică aceste celule canceroase. Din păcate. Dar apropo de protecție, știi că se învelesc aceste celule. Da, și fetusul e învelit. Exact. Aici este problema, pentru că în momentul în care e foarte interesantă treaba asta. Deci, în momentul în care apare ADN-ul de la cei doi părinți, automat organismul vede ceva, da, și atacă. Corp străin, exact, da, și atacă. Și atunci, ca să nu fie atacat, se învelește de această tripsină, cu această tripsină. Și atunci, practic, sistemul imunitar nu mai vede. E, în momentul în care este sorocul, practic, cele 9 luni de zile, se distruge această tripsină din jur și atunci, practic, are loc eliminarea fătului. Și pentru mine a fost un lucru extraordinar când am citit aceasta. De fapt, asta înseamnă nașterea, da? Da, exact. Deci, practic, eliminarea, corpul elimină, da, practic elimină. Da. Și de aceea se și cerate, da, împinge. Știm cu toții în practic ce se întâmplă, da, la naștere. Oricum, extrem de interesant, dar corpul, la urma urmei, fiind o uzină, cum spuneai și spunea și eu, reușește, doar că acele celule canceroase, din păcate, la unii mai repede, la unii mai târziu, vor reacționa ca atare. Și cu toate că sunt acoperite, nu reușim să le controlăm. Da, dar tot așa, trebuie să ne păstrăm acel echilibru, echilibru pH-ului, de fapt, și să ajutăm, de fapt, sistemul imunitar pentru a face treaba pentru care a fost creat. Sistemul imunitar poate fi ajutat. E foarte interesant un lucru, tot așa am mai citit că lămâia, de exemplu, sucul de lămâie, care în mod normal este acid, în momentul în care introduce în organism, deci îl consum, el devine alcalin. Da. Acum, Romeu, mai există, știi, eu știu chestii de genul ăsta, și anume iarna, mănâncă rece, vara bea cald, știi? Domnule, cum, nu beau țuică, mă încălzesc, nu e adevărat, nu te încălzești, exact reacțiile, tot al opuse, da? Da. Noi ne-am creat niște șabloane. Cui se scoate. Da? Exact, niște șabloane, dar la urma urmei se dovedește nu. Dacă stai puțin să te gândești, au o logică în ceea ce se întâmplă. Altfel, da, nu, beau un par de țuică și mă încălzesc, nu te încălzești cu parul de țuică. Da, da, de fapt asta e. Oricum, după pauza publicitară, vreau să vorbim puțin și despre aceste celule STEM. Că la urma urmei, lumea aude foarte multe, e o adevărată, eu știu, nu neapărat isterie, dar putem lua așa și că la un moment dat a fost zicem așa un psihoză, trend. Sau o psihoză deja, transformată în psihoză deja, gata, celule STEM și a rezolvat totul. Deja știm, ne facem savanți, vom încerca, copiii viitorului vor fi super perfecți, echilibrați din toate punctele de vedere, nu vor suferi de nimic dacă aceste celule STEM. Dacă e așa sau dacă nu e așa, ce sunt de fapt aceste stelule, vom desluși puțin, dar după o scurtă pauză. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi?
accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Dareghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scurt TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Aici nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate.
Am revenit, ultima parte a emisiunii Regenul în direct aici la Dareghin TV, pe micul ecran și Radio Galaxia 96,3 FM, 0365100116 număr de telefon, dacă doriți să interveniți apropo de subiectul de astăzi, extrem de interesant. De altfel, ne puteți urmări pe micul ecran, radio și, bineînțeles, pe internet, absolut orice suport. PH-ul organismului, invitatul meu, domnul inginer Romeo Bărbuș. Începem cu câteva explicații apropo de ce sunt aceste celule STEM. Deci celulele STEM sunt celule din care se poate forma orice tip de celulă din organism. Din această cauză, cam 80% se află în, se găsesc în ovare și testicule pentru a crea viață, iar restul de 20% se află în restul corpului pentru a reface orice fel de țesut în caz de accident. Am mai citit că aceste celule STEM, de fapt, unii își reușesc să pună deoparte niște celule STEM pentru a crea, la un moment dat, de exemplu, dacă sunt ceva probleme, să zicem că au probleme cu un organ, da, atunci folosesc acele celule STEM pregătite deja și reușesc cu aceste celule să refacă o parte din acel organ. Dar cred că asta, nu știu, eu zic că e mai bine să previi niște lucruri decât să... Decât să te apuci după aceea să repar, că de fapt asta este. Da. Exact. Dar, tocmai asta este și acum suntem în postul Paștelui, se pare că dacă ținem câteva posturi și reușim să nu mâncăm o perioadă de timp produse din origine animală, atunci această tripsină de care am mai vorbit poate să fie disponibilă pentru a distruge și a digera învelișul celulelor canceroase. Bun, problema e următoare, că s-ar părea că după un post să scăpăm fără să știm de anumite boli incurabile pe care... Inclusiv cancer. Inclusiv cancer, da. Anumite boli pe care le aveam deja în interiorul nostru, deci în fază incipientă. Bun. În momentul în care folosim, de exemplu, chimioterapia sau radioterapia, sunt procedele standard, uzuale, care se folosesc acum, ele distrug celulele canceroase. În schimb, distrug și celulele sănătoase. Și, în primul rând, la prima ședință de astfel de terapie, acestea paralizează globulele albe și ele nu mai reușesc să-și ducă la bun sfârșit. Sistem imunitar zero. Exact. De aceea ești lipsit de capacitate de a te apăra. Exact. Deci, practic, inhibă sistemul imunitar și atunci practic se preia. Știți cum e? Mi-a plăcut o vorbă la un moment dat, era un miriapo, știi, și la un moment dat zice, domnule, vezi că piciorul numărul 17 e o problemă, știi, și la un moment dat s-a încurcat în picioare. Lasă lucrurile să curgă. Deci, cu alte cuvinte, nu interveni într-un mecanism pe care Dumnezeu l-a creat, cu toate sistemele de reglaj, astfel încât să poți să treci mai departe peste foarte multe probleme. Pentru că dacă tu anihilezi sistemul și intervii cu un sistem de genul ăsta, la un moment dat chiar strici. Sincer, am auzit de cazuri care, de oameni care s-au vindecat de cancer nefolosind metodele tradiționale, da? Și folosind, de exemplu, posturi sau mâncând anumite, deci folosind anumite diete. Tocmai asta este partea frumoasă, că dacă reușim să îmbinăm alimentele acide cu alimentele bazice, pentru că avem nevoie de amândouă, deci nu neapărat numai acum trecem doar pe alcalinitate. Da. Tot atunci, la pH 7 trebuie să ajungem. Exact, tot la pH 7. Și atunci aș vrea să vorbim un pic de câteva alimente, să dau exemple, de câteva alimente alcaline și alimente acide. Deci, dacă folosim, am zis, acest regim, la un moment dat putem chiar să slăbim, să devenim mult mai limpezi la minte, să putem să fim apți pentru ceea ce avem de făcut. Deci, hai să vedem care sunt alimentele alcaline. Dintre legume, brocoli, ardei gras, dovlecel, mazăre, fasole verde, fasole boabe, spanac, varză, țelină, pătrunjel, ceapă,
foarte multe, de aia zic că avem posibilitatea. Conopidă, morcov, orice, sfeclă roșie, orice, vine, orice usturoi, putem da. Să folosim și dacă avem un tabel, chiar ar fi bine să avem un tabel la bucătărie, acid bazic, da. Cu fiecare, începând de la legume, fructe, cereale și așa mai departe. Și putem la un moment dat să facem un echilibru noi. Luăm de acolo, luăm de acolo și putem da. Să ne echilibrăm. Noi ne putem echilibra. Noi ne putem practic, echilibra. Da. Asta e. Bun, dintre fructe, roșie, lămâie, grapefruit, nucă de cocos, da. Proaspătă, cereale, hrișcă, orez brun, linte, fasole, soia, semințe, migdalele, semințele de in, semințe de dovleac, semințe de susan, semințe de floarea soarelui, uleiul, uleiul de in, uleiul de măsline, uleiul de avocado, verdeață, ar fi... mlădițele de ovăz, da. De grâu, de pir, de coada calului, pâine, pâine cu germen, lipie cu germen, pâine fără gluten, drojdie. Altele ar fi apa alcalină, există da. Și așa ceva, tofu, laptele de capră și de migdal. Și da? Ceaiurile din plante. Ceaiurile din plante. Alimentele acide, vis-a-vis de... Avem așa, dule, carne. Clar, aici suntem tari. Slănină, așa. Scoici, carne conservată, miel homar. Paștele, da, normal. Da. Da. Iepure, porc, cârnați, crustacee, creveți, lactate și ouă, unt, brânză, lapte, zer, iaurt, brânză. Deci se pare că majoritatea produselor lactate sunt... Ouă. Ouă, da. Da, da și ouă. Ouă, da. Îndulcitori, îndulcitori artificial, siropul de porumb, fructoză, zaharoză, miere, sirop de arțar. Deci mierea e acidă. Da. Deși e dulce și nu pare, da. Da, da într-adevăr, da. 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 Dintre fructe, mere, caise, coacăze, struguri, cum ai spus, da. Mango, piersici, pere, prune, deci foarte multe fructe sunt acide. Da, da, da. Ulei, uleiul prăjit, uleiul solid, margarină, uleiul expus la căldură, băuturi, alcool. Aici, alcool. Alcool, alcool. E normal. Da. Ceaiul negru, cafeaua, apa carbogazoasă, sucuri pasteurizate, cacao, apă de la romier, lapte, ceai verde, altele, ciuperci, ciocolată, chipsuri, pizza, biscuiți, țigări, nuci și semințe, arahide, nuci pecan, fistic, nuci de Brazilia, nuci de macadamia. Da. Dintre... La sosuri, hai că și sosurile sosuri, au rolul. Da, da. Da, și sosurile, da. Nu sunt neapărat un adept al sosurilor, dar se comercializează foarte mult acum. Da, așa este. Deci maioneză, ketchup, muștar, sos de soia, murături, oțet, sos tamari, sos wasabi. Câteva sfaturi pentru echilibrarea pH-ului. În primul rând, alegeți doar alimentele organice care să conțină cât mai puține pesticide, produse chimice și alt contaminanți. Mâncați cât mai multe alimente alcaline, cum ar fi cele... mai multe din fructele și legume. Ele susțin existența unui pH echilibrat. Am zis de fructe, dar da. Ele au o aciditate foarte mică. Deci e preferabil să mâncăm fructe proaspete, pentru că au aciditate mică, decât altceva care au aciditate mai mare. Reduceți toate tipurile de carne, alimente cu zahăr rafinat și făină. Aportul de proteine ar trebui să fie de aproximativ 40-50 de grame pe zi. Atât. Da, înțeleg. Combinați alimentele extrem de alcaline cu produsele alimentare care sunt acide pentru a crea echilibru, pentru a menține pH-ul alcalin. A nu se uita că un pH alcalin nu are ce strica organismului și e de preferat de 1000 de ori pH-ului acid. Beți zilnic unu sau două pahare de apă amestecat cu oțet de mere natural. Se amestecă 1-2 linguri de oțet în 250 de mililitri de apă. De asemenea, beți zilnic un pahar cu apă de 250 de mililitri amestecat cu 2 linguri de suc de lămâie și jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Limonada sau apa cu lămâie ajută organismul să îndepărteze excesul de acizi și să creeze un mediu alcalin. Dar atenție, de cel care are hipertensiune arterială, nu este recomandat să faceți acest lucru, mai întâi să vorbiți cu medicul. De asemenea, consumați alimentele bogate în potasiu, cum ar fi lămâile, bananele și mierea de albine. Bun. Obiceiuri care alcalinizează corpul. Somnul, relaxarea, sauna, exercițiu fizic, meditația, exercițiile de respirație, buna dispoziție, bucuria, fericirea, calmul. Iar obiceiurile care produc acidoză, fumat,
aromatizanți și parfumuri sintetice, somn insuficient, medicamentele de sinteză, supra-solicitarea, supărarea, mania, mânia, stresul, ura, revolta. Deci, iată câteva, exact, nu, de aici orice cuvânt este de prisos. Ideea este să rămân, cu ce să rămânem de aici, din această, practic din această emisiune, e că trebuie să fim atenți la ceea ce mâncăm și să încercăm să mâncăm lucruri atât să creăm acel echilibru noi, dacă reușim. Și cât mai mult să ținem aceste posturi. E greu, ce-i drept. E greu. În ziua de astăzi e și greu. Da. Dar dacă reușim, o să vedem că altfel ne simțim. Și este ok. Bun, recunosc, și mie îmi place o friptură. Da, fiecăruia, da. Dar putem... Se poate reduce din cantitate, să spunem. Exact. Sau dățile, deci mai, în loc de 10 fripturi, ai 5 sau 6, să spunem, dăți. Exact, în care, da. În care, da, bun. E și în regulă. Și nu vreau să încheiem înainte de a spune că pentru corp este foarte bun somnul, relaxarea, da? Deci odihna este neapărat necesară și nu uitați, dimineața, seara, puțină meditație, apropo de să devenim mai buni, să încercăm să ieșim din stresul acela zilnic care ne provoacă, iată, foarte multe probleme. Romeu, mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat invitația. Sper că v-a plăcut subiectul. pH 7 trebuie să avem în organism. Atenție, ce consumăm și felul în care ne comportăm zi de zi. Câte puțin din fiecare, echilibrat, pentru că Dumnezeu așa ne-a creat și e păcat ca noi să stricăm soluția ideală pe care El ne-a oferit-o prin viață pe acest pământ. Încă o dată mulțumesc, doamnelor, domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici la Reginul în direct. Numai bine! Vedeți astăzi la jurnal. Primăria Reghin a început în forță lucrările de infrastructură. A scăzut violența, dar a crescut infracționalitatea stradală în Reghin anul trecut. La faza județeană a Olimpiadei de Matematică, elevul școlii gimnaziale Alexandru Ceușanu, renumitul campion la șah Mihnea Ognean, s-a clasat pe locul 3. Sărbătoarea francofoniei a fost marcată de elevii și cadrele didactice din Reghin printr-un program artistic găzduit de Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș pune la dispoziția celor interesați oferta de locuri de muncă vacante în străinătate. Asociația Județeană de Fotbal Mureș se situează în topul ligii a 4-a în ceea ce privește numărul de echipe afiliate, dar și jucători legitimați. Despre toate acestea, imediat la Jurnal de Reghin. Sabisor, firma autorizată ISCIR. Instalații încălziri centrale, proiectare și execuție instalații de gaz, verificări tehnice periodice la centrale termice, autogazere, convectoare, instalații de gaz. Sabisor, Reghin, strada Apelor, numărul... de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Nu ratați promoțiile Evora Center. Thank you.
magazin Hermes. Electronice și electrocasnice în rate plătite în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării,